vrea să trec și eu un telefon pe următorul nostru invitat, un om care este de aproape 9 ani, unii a zice prea mulți, la cârma uneia dintre cele mai iubite emisiuni din România, ce spun românii, doamne și domnilor, Cabral! Așa a zis. Gurile rele. Așa a zis. Cu super mare. Hai că te salvez eu. Cabralito, de unde vii? Stai un pic, Papito, din Cuba. Te respect foarte mult și te iubesc. Și în al doilea rând, 9 ani. Adică mai unii zice, așa ți inviți, așa ți întâmpi tu toți invitații? Este superbă emisiune. Unii ar zice că chiar n-am lipsit de el. Nu, este superbă emisiune. Unii ar spune că, serios, chiar ne-am acrit de mult. Râca mea! Vai, ce bine ai venit, mai stai mult? Nu! Cabral, ai fost în Cuba? Din aceea serie. Și de acolo? Quiero bailar la salsa. Quiero bailar la salsa. Quiero bailar la... Mă știi doar cu dans? Nu. Ok. Încerc să scos pe salatul, nu? Râca mea este următoarea, ca să înțelegeți. Începe cel de-a 10-lea să înțelegeți ce spun românii. Când lasă omul ăsta locul, și eu am lăsat talentați care își demonstrează. Ai înțeles de fapt, Cabral, care era toată treaba? Nu, dar eu acum sunt uimit că tu nu te-ai mai uitat de când n-a mai fost. Da, când a fost așa pauză. Ce spun românii? Da? Tu n-ai bătut palma, că au fost și alții acolo. Tu nu te uiți în grila noastră deloc. Băi, mă uit la grila. Ești ocupat, nu știu, te uiți doar la matinal și în rest nu te interesează nimic. Eu mai mult te invidiez pe tine decât pe Sele, și sincer. Din vari motive. Înălțimea fiind unul dintre ele. Densitatea părului. Și omul n-a făcut nimic rău. Ce, doamne, iartă mai azi? Da, ce, de unde agresivitatea asta? Cuba, deci. Da, din Cuba, vezi? Cuba. Mai văzut negru și zici că-s din Cuba? Nu, mă, de cei negri vin din Africa. Am auzit, nu. A Europa și jos, poții tot în jos Spania și aia Africa. Scrie Cuba pe tine ținuta, zic că ai venit de la cald, de la ce cu tine în pantalon scurt? Sunt, slavă Domnului, -7 grade, ai simțit? Nu. Sunt fiind tânăr. Care-i secretul tău asta? Și dinamic. Și iau vitamine. Așa. Nu simt. Deci noi stăm, fii atent, noi stăm cu cămașa trasă așa și cu ciuiu, cu mână hâmurind de frig. Și vii tu... Faza care e? Eu gândește că sunt născut în Berceni, în anii comunismului. A, da. Noi de-abia la 16 ani ne-am dat seama la ce folosește robinetul din stânga. Pentru că noi dădeam drumul la apă și în restul învârteam de la altul și era aer. Și niciodată n-am înțeles de ce avem aer la robinet. Deci și de-abia când aveam 16 ani, când am învârtit de la roșu, a curs apă caldă. Da. Și toate drept, nu știu. La moment. Deci nu, nebunie. Și noi tot timpul am crezut că astea, alea metalice din fontă, de stau sub geam, da, sunt puse acolo ca să ai pe ce să te sprijin când te lași și urli la vecini. Când s-au încălzit alea pe 95 așa, s-au stricat. Să vină cineva, că uite tu ce fac azi. Da, nu. Da, noi suntem foarte, foarte bine antrenați cu frigul, cu asta. Da. Mi-ai dat un challenge frumos, aș veni și eu în pantaloni. Aș vrea să mă așez, nu? Și vrei să invit să ne așezăm, Cabral? Nu, nu știu ce. Hai să luăm loc, deși dacă știu ceva despre Cabral, e că nu poate să stai jos mai mult de un minut, sigur să ridică să facă ceva. Uite cât de cuminte sunt. Mi-a zis Verzilă, colegul nostru. Verzilă, unde ești? Unde? Verzilă Pial! Uite la acolo, Verzilă. Verzilă, apropo, Verzilă. Dă-ți și mie un cadru cu Verzilă. Vă jur, Verzilă este cel mai cu minte, mai educat și mai elegant băiat pe care eu îl cunosc. Dacă vreodată vrei ca fiica ta să vină acasă cu un băiat să ți-l prezinte, Verzilă este același. Uitați-vă, a făcut și școală, vorbește și frumos, se îmbracă superb, este și e singur, vă zic, este singur, e de luat acasă. În sfârșit, nu vreau să insist prea mult. Așa, și mi-a zis Verzilă că nu promovăm săriți de pe fix, așa că să stau cu minte. Și uite-te cum stau aici. Ca la ce spun românii. Nu vă dați seama, îmi mușc buzele pe interior. Promovăm Vorbește Românii. Ce mișto ar fi, dar o combinație să ai un coprezentator, n-ai vrea? Ia uite-l. Eu am trecut pe multe momente grele în viață, dar nu cred că mai duc la încă unul atât de greu. Dacă de tine era vorba. Păi de el era vorba. Un coprezentator care nu poate să spună coprezentator. Pentru mine, voi doi, sunteți niște eroi. Faptul că reușiți să colaborați cu această arătare, păi este ceva incredibil. Deci dacă nu-i crește, eu... Să știi. Da, mă, ce nu-ți place la el? Ce îmi place? Nu, mi-e place foarte mult. L-aș lua acasă, nu te rog. Păi ia la acasă, că nu-ți scurcă. Nu, nu, de la voi, nu. Mă sacrific. Dar mie mi se pare foarte spectaculos. Este o creație a Domnului foarte reușită. Este, da. Da, sunt și modelat de Andreea Calanda.
Adică are și ea un... Da. Dar adică frânt, cât de cât ceva, Andreea. A zis cumva că la frânt, Andreea, că dacă n-am prins foarte bine. După 10 sezoane de întrebat românii lucruri, nu că chiar trebuie să zicem. Am auzit în casca lui că a zis că a randat. Treci și vorbește de emisiune! Doar că a zis foarte frumos, a zis prontă! După 10 sezoane, Cabral, de ce spun românii, acum serios vorbind, te mai surprind răspunsurile? Da, da. Da, serios? Pentru că, da, studioul este același, decorul este același, operatorii sunt aceiași, trandafir este neschimbat, a slăbit un pic, dar este neschimbat, adică cumva toate lucrurile sunt la fel. În același timp însă familiile sunt întotdeauna freși. Ei vin cu chef să joace, ei vin cu poftă să joace. Mm. Și fiind acolo, sunt momente care, bă, am o ventă și nu se pricep doar. Nu, oamenii sunt foarte emoționați. Fiind emoționați, când suntem emoționați, ne ies pe gură toate prostiile. Exact. Și atunci se întâmplă accidentele care se întâmplă la acest în român. Aveam niște cifre, aveam niște statistici, poate ne ajută colegele. Da. Deci erau câte întrebări? Peste 20.500 de întrebări, dintr-un total de 39.000 de întrebări testate în sondajele echipei de producție, promâni. Pentru că, oameni buni, la acest în românii, în spate o echipă testează întrebările înainte și abia apoi ajung să fie adresate. De unde vă vin toate ideile? Scuză-mă, 40.000 de întrebări aproape. Nu ne luăm pastilele. Ah, bravo. Și pentru că nu ne luăm pastilele, suntem foarte creativi. Că echipa... în viață e bine să spui întrebări. Mă, dar câte să spui? Știi? Îți spui foarte multe și echipa e formată din câțiva oameni incredibil de mișto. Și sunt oameni care sunt dedicați 100% proiectului și în general televiziunii și fac toată treaba asta cu drag. Știi, Georgiana, Ramona, toată gașca sunt cumva... Ei se bucură. E distracția. Aia e toată distracția. Ei se bucură de ce fac acolo. La fel cum se bucură și Codreanu, și Trandafir, și Mițu, și toți oamenii care sunt în studio. Suntem atât de proști, când mergem la serviciu, fericiți. Ca să-ți dai seama. Noi mergem la serviciu, ce mamă, ce familie avem. Ia uitați-vă! Ia uitați-vă! Cine sunteți voi, mă? A venit Adelina Pestrițul la noi. Nu există. Cu ce baterii merg ăștia? Așa, ajunge să tăi câinii și după aia ajunge și Adelina. Uite-i, mă! Foarte simpatici. Deci ziceai că voi vă distrați în toată... Îmi place flanelul ăla. Vezi că era cașmir. Mi-aș dori... Era ceva cașmir acolo, da. Cașmir rămas... este materialul, nu? Ca da. Că flanel este obiectul. E obiectul, da. Și era cu materialul cașmir. În sensul că era... Ți-a rămas vreo, nu știu, vreo întrebare în minte, așa, sau vreo familie după atâta timp? Multe familii. Sunt convinsă că multe, dar nu știu, o familie specială. Sunt multe familii, n-aș fi corect față de unii să vorbesc de ceilalți. Așa. Dar o întrebare trebuie să... Știi care e faza foarte mișto? Atunci când bucăți din emisiune zboară în social media, mai ales am văzut că pe TikTok... Devin virale, rup, da. Rup. Băi, sunt unele întrebări care sunt efectiv factori declanșatori de râs în locurile în care ajung. Și mă întreabă cineva, ajung într-un loc și mă întreabă cineva, mamă, ce e asta? Ce? Și ce? Geaca! Și se râde. Și se râde. Și toată lumea râde. Să-ți aduci aminte de gluma de atunci, de când a fost în emisiune și le mai ții minte pe toate. Noi, prezentatorii de televiziune, care... Mi l-a luat, mă, nene, mi l-a luat de cu el de pământ. Păi, dar așa să invităm un invitat în platou? Mai avea să zic, a venit săracul ăsta de care nu mai scăpăm? E mai rău ca ciuperca piciorului. Așa m-am prezentat. Eu vreau să-l văd pe Șurubel la ce spun românii, invitat de Cabral. M-ați fi dorit că mai facem o dată intrarea. Da, mai facem o dată intrarea ta, Cabral. Ce? Nu, lasă, mai bine pentru face ieșirea și mă duc ca întrebă. Nu mai... mă omori atât. Eu aș mai face o dată intrarea cu Cabral. Da, mă, ca, sau dacă nu vrei intrarea, îți facem ieșirea frumos. Asta zic, vrei asta zic. Dacă a venit și Adelina, nu mai bine văd eu de viața mea și de treaba mea. Hai să ne ridicăm, Cabral. Stânga. Vă mulțumesc că m-ați primit. Și dacă îmi dați voie să profit de această ocazie, le mulțumesc oamenilor care s-au uitat și care se uită în continuare la acest punct românii. Suntem onorați și suntem foarte mândri de faptul că reușim să facem chestii care cumva vă aduc plăcere, măcar un pic și un râs. Doamnelor și domnilor, de 9 ani aproape, frumos, și mulți înainte dorim gazda unei dintre cele mai iubite emisiuni din România și sud-estul Europei. La becul roșu trebuie să te uiți, bă. Deci al nostru e așa. Deci ne mulțumim că de 9 ani unde era, băi, nene? Unde mi-au zis oamenii ăștia să mă uim, mă, și sperăm așa și peste alți... De câți ani faceți voi 90 de ani, asta, mă? Prea mulți. Noi de 2 ani jumate și unii ar spune mult prea mulți. Nu am spus asta. Nu am spus asta. Hai, urmărește becul roșu. Așa, hai zic, că zice. De 9 ani de zile, dacă schimbați becul lemon, de 9 ani de zile
Unii ar spune mult prea puțin pentru cât de mult ne-am dorit să-l vedem acolo. Gazda unei cel mai iubite emisiuni în România, Cabral! Te pupăm, Cabral, mulțumim! Într-un final ne-ai ieșit cât de cât!